Dragi prieteni, bine v-am găsit pe canalul Jucării Disney! Azi avem o poveste despre ferma bunicului John. Este dimineață, când luna încă se zărea, bunicul se trezește. Iar primul lucru pe care acesta îl făcea, mergea la animale. Întâi de toate, scotea caii și vacile din șură. Animalele știu deja unde trebuie să meargă. Apoi le punea fân să mănânce și apă. Ia pe urmă, mulgea vacile și venea în casă exact pe când ne trezeam să mâncăm. Salut! Hai să ne jucăm! Bine, hai să ne jucăm! Are unde e Grivei? Nu știu, haide să-l căutăm! Câtă treabă mai am! Grivei! Aici erai! Te-am găsit! Wow! Ai văzut ce de mașini are bunicul? Astea nu sunt mașini! Sunt tractoare! Sunt tractoare! Haide să-l întrebăm pe bunicul ce face cu toate! Una idee și eu sunt curios să aflu. Haide să-l chemăm! Bunicule, aș vrea să ne spui la ce folosești toate aceste tractoare? Adică, ai deja mașina pe care o utilizezi când ai nevoie, dar tractoarele doar nu le folosești toată ziua. Nu, dragul meu, nu folosesc toată ziua. Tractoarele le folosesc la munca de pe câmp. Wow! Munca de pe câmp? Da. Sau munca de grădină. Tractorul mic îl folosesc la munca mai ușoară. Tractoarele puțin mai mari le folosesc la o muncă mai grea. Și tractorul cel mare? Tractorul
Creatorul cel mare. Haide să-l vedem. Wow! Cât de tare e! Da, e un tractor foarte mare. Și ce faci cu acest tractor? De tractorul ăsta mă folosesc să pot pregăti pământul înainte să pun ceva în el. Wow! Da? Și cum așa te folosești de el? O să ajungem imediat acolo. Aici avem un camion. Un camion! Ăsta îl folosești pentru transportul lemnelor? Da, îl pot folosi și pentru transportul lemnelor. Super! Bunicule, asta ce e? Uite câte roți are! Wow! Asta trebuie să fie o mașinărie foarte importantă! Da, dragul meu, e importantă, dar nu este o mașinărie. Nu? Nu. Și acelea nu sunt roți. Se numesc discuri. Discuri? La asta vroiam să ajungem când vorbeam de tractorul cel mare. Aceasta este o piesă foarte importantă și se numește grapă. Grabă? Nu grabă. Grapă. Grapa o folosim pentru afânarea, mărunțirea sau netezirea pământului. Ce înseamnă toate astea, bunicule? Face pământul perfect pentru a putea planta în el. Sau putem folosi și la acoperirea semințelor care deja au fost puse. Cu această remorcă transport grâul. Cu asta știu ce transport. Și eu știu. Atunci spuneți voi, transporti paiele. Da, cu asta transport baloții de paie. Dar asta ce o fi? Arată ca o bombă. Nu e bombă. Este soluția de fertilizare a solului. Aha. Și cealaltă remorcă știu ce e, știu. Și eu știu. Aia transporti căluții când sunt bolnavi sau văcuțele. Nu-i așa, bunicule? Da, ați știut, dragii mei. Și trăsurica de acolo, pentru cine e, bunicule? Pentru noi? Da, dragii mei, aveam surpriză pentru voi. Uite ce drăguț e! Haide să ne urcăm în trăsurică! Dragi prieteni, ați urmărit canalul Jucării Disney. Mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru multe alte videoclipuri cu jucăriile voastre preferate. Și dacă v-a plăcut, puteți să le trimiteți și prietenilor voștri. Pe curând!